Tragedie fără margini pentru o familie din satul Brăviceni, Raionul Orhei. Un minor de 13 ani s-a înnecat în râul Răut. Totul a avut loc în amiaza zilei de 14 iunie. Potrivit oamenilor legii, băiatul s-ar fi dus la scăldat împreună cu sora lui mai mare. La un moment dat, minorul ar fi urcat pe țeava prin care apele de canal sunt direcționate în râu și ar fi sărit în apă. Sora victimei a observat că fratele ei nu mai iese din râu și a alergat în sat după ajutor. Localnicii care au venit la fața locului l-au scos pe băiat, însă, din păcate, minorul era deja mort. De la începutul sezonului estival, acesta este deja al cincilea caz de înnec în Raionul Orhei.